La Colegiul Tehnic Miron Costin a avut loc vineri, 28 octombrie, faza finală a campaniei electorale a cărților, în urma căreia a fost decisă cartea preferată de elevi, dar și cea mai bună prezentare a unei cărți și cel mai bun afiș, toate realizate de elevi. Un juriu a urmărit cu atenție întrecerea celor care au venit din mai multe unități școlare. Ne aflăm astăzi în cadrul unor activități pe care le organizează Cercul de Lectură Buchineștii. În cadrul Colegiului Tehnic Miron Costin, acest cerc școlar are o bogată tradiție, iar astăzi se desfășoară campania electorală a cărților. Dacă tot ne aflăm într-un autumnal foarte frumos în care se poartă campaniile, iată, la Colegiul Tehnic Miron Costin vorbim despre o campanie a cărților, se promovează lectura, se promovează gustul elevilor pentru tot ceea ce înseamnă frumos și apreciem efortul cadrelor didactice și al elevilor care astăzi ne însoțesc în acest demers. Elevi care vor veni din mai multe unități de învățământ. Da, participă în această competiție atât elevii din liceul nostru, cât și elevi din celelalte unități școlare din Roman și din zonă. Avem elevi care vor participa de la liceele teoretice, dar și de la liceele tehnologice. Reprezentanța bibliotecii municipale? Cu siguranță, pentru că avem și un juriu care ne onorează astăzi cu prezența și care vor aprecia atât discursurile pe care le-au pregătit elevii pentru a-și prezenta cărțile preferate, cât și realizările grafice, pe care de asemenea le vor prezenta în fața juriului și în fața colegilor care îi susțin. Este un eveniment de tip concurs care se desfășoară cam fiecare an în două etape. Dumneavoastră sunteți astăzi invitați la etapa finală. Prima etapă a constat în selectarea cărților participante la vot, la campanie, pentru că din fiecare școală, de regulă, se anunță mai mulți candidați, mai multe candidaturi. Cartea fiind candidatul, elevii doar fiind susținătorii campaniei electorale și o primă triere s-a făcut la nivel de liceu, la nivel de școală, prin Consiliul Elevilor. Astăzi, din partea fiecărei școli, sunt prezente 4 sau 5 cărți candidate, după cum a fost. Noi n-am vrut să respingem, adică n-am impus un număr anume. Am plecat în principiu de la un număr de 3 candidaturi, însă dacă sunt 4, nu ne deranjează, pentru că scopul este să-i apropiem pe copii, nu de cărți, de lectură și să-și susțină cărțile preferate. Drept pentru care astăzi avem 13 candidaturi. Le veți auzi, pe unele dintre ele le știm, pe altele urmează să le aflăm de la cei participanți. Vor prezenta și vor susține candidatura cărțile prin discursul electoral pe care îl vor rosti susținătorii timp de 5 minute fiecare și prin afiș. Am decis să particip și anul acesta la Buchineștii, deoarece îmi place foarte mult să citesc și de ce să nu încerc? Până la urmă, încercarea moarte n-are. Ce carte ai ales? Este o carte de... Aș fi tentată să spun că ar fi o carte de dragoste, dar este mai mult o carte despre o poveste emoționantă, dacă o să vedeți. Se numește Pus te iubesc, este și film inspirat după această carte. Mi-a plăcut foarte mult, din câte cărți am citit, am ales-o pentru că mi-a trezit niște sentimente și am spus că de ce să nu le împărtășesc celorlalți. Ai realizat și un afiș? Da, desigur, am realizat și un afiș. Am încercat să reprezint coperta cărții, dar era puțin cam greu și am căutat ceva pe net, legat de film despre cei doi protagoniști. La final, participanții au fost premiați cu produse de papetărie și cărți.